Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Atât pe cei doi, pe noi toți care suntem prezenți, pe prieteni, să ne ajute Dumnezeu să ținem cont de toate sfaturile și să le împlinim. Amin. Vă invit acum să vă ridicați. Împreună cu fratele Lucuța, voi merge în fața celor doi, le vom pune întrebările pe rând, după care cei doi vor îngenunchea și vom chema numele Domnului. După încheierea rugăciunii, îi vom prezenta înaintea dumneavoastră și, în final, prin fratele Nelu Irimuș, îl invit să fie aici la microfon, după prezentarea mirilor, să facă încheierea cu o rugăciune. Vă rog, deci, să rămâneți liniștiți până la finalul tuturor lucrărilor de aici, din Casa Domnului. Frate Marian, suntem aici în prezența Domnului, în prezența celor care sunt astăzi la adunare, printre care și cei care vă iubesc, care au dorit să fie la nunta voastră și au putut. Te întreb, dar, în fața noastră tuturor, dacă, din dragoste sinceră, neselie de nimeni sau de alte împrejurări, o iei în căsătorie pe sora Magda. Da. Foarte bine că ai spus un da hotărât. De multe ori tinerii aici sunt plini de emoții și nu au curajul să vorbească și cei de la mixaj nici nu știu cum să regleze de multe ori în funcție de cum sunt cei care vorbesc. Legământul căsătoriei care astăzi îl încheie înaintea Domnului, după ce a trecut și pe la starea civilă, astăzi se cheamă numele Domnului peste voi, cât timp îl vei păstra? Toată viața. Domnul să te ajute. Soră Magda, am ajuns din ce în ce mai mult la convingerea că legământul căsătoriei îl face Domnul. Și din cauza asta, prima întrebare, ești conștientă că Domnul a hotărât această zi, Domnul a hotărât pe fratele Marian pentru tine și Domnul a condus toate în planul și în hotărârea lui? Da. Soră Magda, te întreb în fața Domnului care e aici prezent în ziua de aceasta, dacă din dragoste vrei să-l iei pe fratele Marian în căsătorie. Da. Și te mai întreb, conform legământului căsătoriei pe care Domnul l-a făcut și Domnul i-a stabilit condițiile, tu ca soție, dacă iei înaintea Domnului hotărârea să fii supusă, credincioasă, la bine și la rău, în perioade când vor fi mai ușoare și în perioade mai puțin ușoare, mai în tinerețe sau mai puțină tinerețe, îi vei rămâne în acest legământ? Cu ajutorul Domnului, da. Domnul să te ajute și să te binecuvânteze. Și câtă vreme dorești să rămâi credincioasă acestui legământ? Până vine Domnul. Amin. Domnul să vă ajute la ceas. Vă rog să îngenunchiați. Stăpâne iubit, cel care toate lucrurile le știi și cel care toate le ții în mâna și în brațul tău, Tu ai hotărât și această zi pentru acești doi tineri, Magda și Marian. Tu ai hotărât-o în veșnicia ta și în planul tău și din cauza aceasta dorim să te binecuvântăm și să-ți mulțumim. Dorim să-ți mulțumim pentru că tu le-ai condus cărările celor doi ca să se cunoască și să se unească în ziua aceasta. Dorim să-ți mulțumim că tu i-ai cunoscut de mult, Doamne, și toate tu așa ai adus ca ei să fie împreună. Și te rugăm acum în dorările tale cele veșnice, care coboară de sus și care numai de la tine vin. Te rog din toată inima ca tu să-i unești pe aceștia doi. Unește-i Tu, Doamne, pentru că ceea ce Tu unești rămâne unit de apururi.
Te rog din toată inima dragostea lor, Doamne, să fie veci și de-a purul și să-i izvorească întotdeauna neîncetat, proaspătă și curată, așa cum Tu dorești. Te rog din toată inima ca Tu să-i unești, Doamne, și să fie una în gândurile lor, în simțirile lor, dar mai ales să fie una în dorințele lor de a se apropia de Tine și de a fi ca și Tine. Te rog din toată inima, Doamne, să Te implici în această familie, să Te implici când vor fi furtuni și grele, perioade grele, pentru că știu că vor veni, Doamne, dar la un cuvânt al Tău, orice val se potolește, orice furtună se oprește, Doamne. Te rog din toată inima, mă rog pentru Marian, ca Tu să faci din el un soț după voia Ta, un preot în casa lui, Doamne. Și dacă vei voi și știu că vei voi ca să le dai și copii, Doamne, fă din el un tată care să-și crească copiii spre gloria și spre harul Tău. Mă rog pentru Magda, Doamne, ca Tu să faci din ea o soție înțeleaptă în casă ei. Te rog din toată inima ca Tu să-i dai înțelepciunea ca împreună cu soțul ei să-și conducă casa spre Tine. Înconjoară această casă pe dinainte și pe dinapoi. Îngerii Tăi păzitori, Doamne, să o păzească. Te rog din toată inima, astăzi multe ziduri sunt dărâmate ale familiilor. Multe familii, Doamne, sunt în problemă. Te rog această familie, o pun pe stânca vieții care ești Tu. Și ceau ce au început aici astăzi, Doamne, dă-le putere de a duce mai departe, doar prin Tine. Dă Tu voința și puterea, dar desăvârși această familie în fericire și în binecuvântare. Și în ziua care Tu vei veni și vei lua acasă, ia-i, te rog, și pe ei, Doamne. Fă din ei în toate niște copii ai Tăi mai sfinți, mai curați, mai doritori de apropiere de Tine, în care să Te slăvească pe Tine în biserica Ta și în societate. Îți mulțumesc că Tu îi binecuvântezi și Te glorific pe Tine, pentru că Tu ești binecuvântarea noastră. Fii lăudat și slăvit de acum și în veci de veci. Amin. Știind că Tu binecuvintezi pe cei ce Te caută, știind că Tu binecuvintezi pe cei ce Te strigă, iată-ne, Doamne, cu cei doi care sunt îngenunchiați înaintea Ta, cerem să-i binecuvintezi. Cerem să-i sfințești pentru lucrarea în care au intrat și să rămână sfinții Tăi pentru totdeauna. Chiar dacă problemele familiei întotdeauna, Doamne, se abat și asupra copiilor Tăi, căci suntem parte din lutul pe care Tu l-ai frământat, ne-ai rânduit o vreme și un timp cât să trăim pe pământ și cum să ne dezvoltăm viața și cum să trecem dintr-o stare în altă stare, chiar și copiii Tăi trec prin tot felul de frământări, dar îți mulțumim că Tu ești cu noi în toate frământările. Te rugăm, Doamne, binecuvântă familia aceasta cu prezența Ta în orice momente. Chiar și atunci când vor avea decizii grele de luat, luminează-le mintea. Chiar și atunci când unul va fi supărat și va trebui să ierte pe celălalt care a greșit, Doamne, luminează-le mintea și atunci. Doamne, chiar și atunci când necazurile, poate din afară, se vor abate asupra căminului lor, luminează-le mintea și atunci, Doamne, și dă-le putere să ia decizii înțelepte. Doamne, Te rugăm să-i umpli cu înțelepciunea Ta. Te rugăm să-i umpli, Doamne, cu puterea de a separa lucrurile alese de lucrurile care nu au valoare și să aleagă întotdeauna să-Ți urmeze numai Ție, Doamne. Doar în felul acesta, printre frământările vieții, printre problemele vieții, vor putea să fie fericiți și vor putea răzbate. Mă rog, Doamne, să-i umpli cu Duhul Sfânt. În familie este nevoie de multă prezență a Duhului Sfânt. Fie familia aceasta, Doamne, plină de această putere a Duhului de viață. Și în numele Domnului Iisus, Te rog să domnești, să stăpânești în mod real în familia aceasta, cei apropiați lor și cei departe lor, dacă vor veni în contact cu ei, să vadă căci îți aparțin Ție cu adevărat. Fie dar, Doamne, umbrirea Ta să fie peste ei tot timpul. Mă rog, Doamne, să-i binecuvintesc cu prieteni care Te iubesc pe Tine, să aleagă întotdeauna tovărășia oamenilor fără prihană, tovărășia oamenilor sfinți care au frică de Tine, să urască familia aceasta bârfa și vorbirea de rău de orice natură și să iubească vorbirea de bine și să iubească apropierea de Tine și încurajarea tuturor pentru Tine și împărăția Ta să le aparțină lor acest
punct din caracterul divin. Mă rog, Doamne, să fii cu ei în toate zilele vieții lor. Să le porți de grijă, Doamne, cu deamănuntul, atât în lucrurile spirituale, cât în lucrurile necesare pentru a duce viața de familie până la capăt. Mărește-le credința, Doamne, și umple-i, Doamne, cu puterea credinței. Ca orice probleme care le au, discutându-le unul cu celălalt, să le pună prin credință în rugăciune înaintea Ta și să aștepte izbăvirea de la Tine. Îndrumă-le pași în lucrarea Ta, împreună, Doamne, la unison să fie, să-și înțeleagă menirea și chemarea, chiar dacă sunt căsătoriți de acum, să-și împlinească, Doamne, slujba și voia Ta să fie în toate lucrurile. În mâna Ta, prin credință, îi încredințăm, sub brațul Tău atotputernic să fie și Tu să le fii turn de scăpare și ajutor și far călăuzitor până în veșnicia Ta. Amin. Vă rog acum să vă ridicați. Așa, după cum spuneam, așa obișnuim, după ce ne rugăm, îi prezentăm înaintea bisericii cea mai tânără familie a bisericii noastre, familia Mărginian, Marian și Magda, au fost binecuvântați de Domnul, îi declarăm căsătoriți și credem că și Domnul i-a binecuvântat. Rămâne acum să încheiem cu o rugăciune, așa cum am amintit, și după aceea vom face despărțirea pe care dumneavoastră și noi toți o așteptăm. Stăpâne Tată, Doamne al cerului și al pământului, vin cu mulțumire înaintea Ta pentru căci Tu ești Cel care ai rânduit această zi în viețile noastre. Îți mulțumim, o Doamne, că ești Cel care ne-ai adunat în numele Tău în dimineața aceasta aici, o Doamne. Dar îți mulțumim că și Tu ești prezent aici, o Doamne. Îți mulțumim că ți-ai luat aminte la cererile noastre, la rugăciunile noastre și îți mulțumim că și la vremea hotărâtă Tu vei răspunde, o Doamne. Îți mulțumim pentru credința celor doi miri, Doamne, credință care i-a adus înaintea Ta. Amin. Îți mulțumim și Te rugăm, fă să crească această credință, amin, Doamne. Dar îți mulțumim că și Tu ai dat binecuvântarea care a fost cerută peste ei, Doamne, și fă să rămână binecuvântarea Ta peste, amin, ei, Doamne. Te rog pentru cele două familii din care se desprind acest doi miri, Doamne, binecuvintează-le Tu, Doamne, completează Tu locul, Doamne, care a rămas gol în urma plecărilor și fă-i, Doamne, să fie un sprijin pentru cei doi și apoi împreună, părinți, copii, Doamne, nepoți și cum Tu vei rândui, fă-ne ca toți să fim mântuiți ai Tăi, Doamne. Îți mulțumesc pentru cei care au venit cu această ocazie într-un loc acesta, Doamne. Dacă nu le-a plăcut ceea ce s-a făcut aici, Doamne, fă-i să Te cunoască pe Tine și să Te slujească pe Tine, Doamne. Deschide-le ochii și fă-i, Doamne, să vadă bunătatea Ta, dragostea Ta și harul Tău, Doamne. Te rog pentru familiile care au venit în dimineața aceasta aici, certați-o, Doamne. Te rog, pune în ei, Doamne, acea putere de iertare, Doamne. Lasă întâi dragostea cea firească și apoi dragostea duhovnicească în inimile lor și în orice familie care este aici, Doamne. Este o vreme atât de grea pentru familii, Doamne. Te rog, Doamne, lasă pacea Ta în toate familiile, Doamne. Te rog, dacă nu mergi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici, Doamne. De aceea, la plecare, fii cu noi, cu fiecare, Doamne. În călătoriile noastre, în casele noastre, Doamne, domnește Tu ca Stăpân, ca Domn, ca Mântuitor, Doamne, ca Cel care dai binecuvântare, Doamne, pentru familiile în care este lipsă, Doamne, Te rog, Doamne, lasă binecuvântarea Ta. Amin. Îți mulțumim, Doamne, căci ne asculți și îți mulțumim căci în Domnul Iisus primim toate binecuvântările. Amin. Zi de sărbătoare, amin, aleluia, las Domnului onoare, amin, aleluia. E zi de sărbătoare, amin, aleluia, las Domnului onoare, amin, aleluia.
să cânte tot poporul. Amin, aleluia, lui Iisus Mântuitorul. Amin, aleluia, să cânte tot poporul. Amin, aleluia, lui Iisus Mântuitorul. Amin, aleluia. Aleluia, amin, aleluia.